Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Dorina Gherganov și vă prezint ora știrilor. Începând de mâine, în țara noastră va fi posibilă vaccinarea împotriva COVID-19 a copiilor cu vârsta de peste 12 ani. Despre acest lucru a anunțat reprezentanții Ministerului Sănătății într-o conferință de presă. Potrivit lor, imunizarea va fi făcută cu serul Pfizer în două doze la o distanță de 21 de zile. Se permite această vaccinare cu vaccinul pe baza ARN mesager doar în cazul exprimării intenției de vaccinare a părintelui sau reprezentantului legal al copilului în baza unei cereri de solicitare a imunizării pe numele instituției medicale sau a medicului de familie. La fel, vaccinarea copiilor cu vârsta de 12 ani și peste se va efectua doar cu acordul, consimțământul informat, exprimat în scris și semnat de către părintele și reprezentantul legal al copilului. Vaccinarea copiilor se face doar în instituțiile medicale și nu va fi permisă în punctele mobile, a precizat secretarul de stat. Vaccinurile recomandate pentru copiii de peste 12 ani sunt Pfizer și Moderna, însă la moment Republica Moldova dispune doar de primul. Aplicarea dozei 3 de vaccin anticovid în Republica Moldova este blocată din cauza unei probleme tehnice. Este explicația secretarului de stat la Ministerul Sănătății, Svetlana Nicolaescu. Aceasta a spus că injecția va fi făcută în primul rând angajaților din sănătate, celor care activează în prima linie, dar și persoanelor din grupul de risc. Cât privește populația generală, Ministerul nici nu pomenește deocamdată. Și asta în timp ce aplicarea boosterului avansează în multe state dezvoltate. În următoarea perioadă, boosterul va fi disponibil pentru lucrătorii medicali, angajații din prima linie, vârstnicii și persoanele care au comorbidități. Deocamdată nu se vorbește despre administrarea celei de-a treia doză pentru restul populației. Ne-am blocat la nivelul tehnic, pentru că pentru a transpune această recomandările într-un ordin a Ministerului Sănătății sau într-o decizie, este critic să nu avem niciun fel de ambiguitate referitor la categoriile de persoane care sunt eligibile pentru doza booster, referitor la schemele de vaccinare. O altă problemă în aplicarea injecției 3 este tipul de seruri folosite, unele dintre care nu permite efectuarea boosterului. Nicolaescu nu a precizat la care anume se referă. Dumneavoastră cunoașteți că în Republica Moldova, pentru schemele primare, au fost aplicate un șir de vaccinuri care nu le-au utilizat multe țări mai dezvoltate, respectiv există o experiență sau o practică poate mai redusă privind includerea acestor persoane în schemele sau administrarea dozei booster pentru persoanele care au primit vaccinurile respective. Într-o altă ordine de idei, autoritățile din sănătate susțin că numărul infectărilor cu noul coronavirus este în continuă scădere, iar incidența pentru săptămâna precedentă a constituit 184 de cazuri la 100.000 de locuitori, ceea ce corespunde nivelului de prag de alertă portocaliu la nivel național. Excepție face regiunea transnistreană. Consiliile raionale urmează să vină cu noi măsuri pentru fiecare localitate în parte. Chiar și așa, păstrarea distanței fizice, purtarea măștii de protecție în spații închise, dar și prezentarea certificatului COVID-19 în unele spații închise, precum teatrele și restaurantele, rămâne obligatorii. De la începutul campaniei de vaccinare în Moldova s-au imunizat cu două doze peste 906.000 de persoane, ceea ce constituie aproape 27% din populație. Pentru a obține imunitate colectivă este nevoie de a atinge pragul de vaccinare de 70%.
Pastila pentru tratamentul COVID-19 urmează să ajungă și în Moldova, anunță Ministerul Sănătății. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat importul de molnupiravir, dar nu se știe când se va întâmpla acest lucru și când preparatul va începe să fie utilizat de medicii de la noi. Molnupiravir este primul tratament oral specific pentru tratarea COVID-19 și poate reduce capacitatea virusului de a se multiplica în organism, evitând astfel formele grave de boală. Un studiu clinic arată că medicamentul reduce cu aproximativ 50% riscul de spitalizare și de deces pentru pacienții diagnosticați cu SARS-CoV-2. Toate celelalte tratamente dezvoltate pentru tratarea acestei infecții sunt injectabile. Republica Moldova a ajuns pe mâna unor oameni mincinoși și incompetenți, avizi de putere și incapabili să conducă. Aceștia nimicesc economia, își bat joc de statul de drept, se joacă cu viața și sănătatea cetățenilor și distrug până și puținele lucruri bune care s-au făcut până la ei. Iar vina pentru tot acest dezastru aparține în primul rând Maia Sandu. Declarațiile au fost făcute de președintele partidului Șor, Ilan Șor, la un an de la alegerea lui Sandu în funcția de președinte al țării. Potrivit președintelui partidului Șor, Ilan Șor, de situația de criză în care se află țara noastră, de vină în primul rând s-ar face chiar președintele Maia Sandu, care în campanie a promis vremuri bune, dar a adus vremuri grele, spune el. A fost ziua în care a fost pusă, practic, piatra de temelii a guvernării actuale. Deoarece după aceste alegeri, țara a intrat într-un proces complet de transformare, care au provocat o criză politică îndelungată și a transformat țara într-un poligon al bătăliilor electorale. Politicianul mai consideră că până acum nicio promisiune electorală nu a fost realizată. A promis bunăstare, dar a adus sărăcie. A promis justiție, dar a adus injustiție. A promis că va lupta cu corupția, dar a făcut front comun cu ea. A promis pensii și salarii majorate, dar singurile care s-au majorat au fost prețurile. A promis democrație și libertate, dar a adus dictatură. A promis că va aduce oameni buni, dar a adus oameni corupți, incompetenți și obraznici. Prin urmare, Ilan Șor îi recomandă Maiei Sandu să renunțe la funcția de șef al statului. Vina pentru tot acest dezastru aparține în primul rând Maia Sandu. Ea este cea care a înșelat așteptările oamenilor și a profitat de dorința lor sinceră de a schimba lucruri în bine. Și ea trebuie să-și asume plinar acest eșec. Iată de ce singura recomandare pe care i-aș putea o face acum, la un an de când a ajuns în vârful puterii, este să plece. Contactată pentru o reacție, consilierul pe comunicarea președinției Sorina Ștefârță a declarat că instituția nu comentează opiniile politice ale lui Ilan Șor. Nu comentăm opiniile politice ale lui Ilan Șor. În 15 noiembrie, Maia Sandu a câștigat categoric turul 2 al alegerilor prezidențiale. Proprietarii locuințelor cu centrale termice autonome care au decis să se deconecteze de la încălzirea centralizată nu ar mai trebui să achite furnizorului de agent termic niciun ban pentru întreținerea țevii de tranzit care le trece prin apartamente. Despre acest lucru a declarat la un briefing de presă deputatul partidului Șor, Vadim Fotescu. El a anunțat că formațiunea din care face parte a elaborat deja un proiect de lege care presupune eliminarea acestei taxe pe care o consideră nejustificată. În prezent, tariful pentru tranzitare este de 10% din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al locuinței. Potrivit deputatului partidului Șor, Vadim Fotescu, această problemă persistă în mare parte în municipiile Chișinău și Bălți.
Поскольку они отказались от услуг общего отопления. Din moment ce au renunțat la serviciile încălzirii comune, ei ar fi trebuit să nu mai achite pentru ele, în niciun fel, niciun leu. Totuși, nu e nici pe departe așa, iar acestor oameni continuă să li se facă o mare nedreptate. Legiuitorul susține că serviciile suplimentare care se acordă pentru spațiile comune sau pentru funcționarea sistemului urmează să fie calculate și tarifate separat, iar niciun consumator final, indiferent dacă este conectat la încălzire centralizată sau autonomă, nu trebuie să acopere cheltuielile pentru pierderile din sistem, încălzirea locurilor de uz comun sau pentru imposibilitatea de a deconecta țevile care tranzitează locuințele lor. Totodată propunem să interzicem furnizorului de energie termică să ceară majorarea tarifului pentru consumatorii finali, motivând necesitatea includerii în preț a cheltuielilor pentru pierderile de energie termică. Fotescu a mai spus că este sigur că deputații celorlalte fracțiuni vor susține proiectul partidului Șor, în caz contrar vor menține această nedreptate la care sunt supuși oamenii. Amintim că la începutul lunii noiembrie, proprietarii de apartamente cu sistem autonom de încălzire au intentat un proces împotriva societății pe acțiuni termoelectrica, manifestându-și dezacordul cu faptul că au fost nevoiți să plătească pentru așa zisa încălzire. Valoarea totală a prejudiciului conform estimărilor preliminare este de cel puțin 200 de milioane de lei. La rândul său, furnizorul de căldură susține că se ghidează doar de legislație, iar plățile corespunzătoare nu pot fi considerate penalități sau ca fiind suplimentare, întrucât reprezintă consumul real de energie termică într-un bloc de locuit per ansamblu. Serghei Răilan, care a deținut funcția de șef al Agenției Servicii Publice, a fost reținut pentru 72 de ore după o serie de percheziții desfășurate în această dimineață la domiciliul său. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, acesta este bănuit de abuz și depășirea atribuțiilor de serviciu, infracțiune admise în perioada în care se afla la conducerea agenției. În 2011, Răilan a deținut funcția de director general al întreprinderii de stat, Centrul Resurselor Informaționale de Stat, Registru, iar în 2017 a fost ales în funcția de șef al ASP de către guvern. În data de 25 iulie 2019, acesta a fost demis. Reținut pentru 72 de ore a fost și directorul adjunct al întreprinderii de stat Poșta Moldovei. El a fost dus la audieri într-un dosar în care este bănuit de abuz în serviciu. Funcționarul a fost escortat de ofițerii CNA și va rămâne în custodia instituției pentru următoarele 72 de ore. Potrivit datelor preliminare ale anchetei, vara aceasta, factor de decizie de la Poșta Moldovei, având o înțelegere prealabilă cu două companii, ar fi încheiat mai multe contracte fictive de prestare a serviciilor în domeniul IT, chiar dacă întreprinderea beneficia de acestea în baza unui acord existent. Pentru a evita licitația publică, ar fi fost perfectate contracte ca achiziții de valoare mică în sumă totală de aproape 230.000 de lei, bugetul statului fiind prejudiciat în proporții mari. Dacă va fi găsit vinovat, funcționarul riscă până la 7 ani de închisoare sau o amendă de peste 117.000 de lei. Dragostea nu are vârstă și nici hotar, a dovedit-o un cuplu din capitală care s-a unit după o nouă revedere la emisiunea Hai să ne căsătorim, difuzată de postul nostru de televiziune. Acum cei doi îndrăgostiți luptă împreună cu alte 41 de perechi pentru marele premiu, o foaie de odihnă pentru ambii la mare. Cine sunt cei doi protagoniști și ce visuri au, aflați în reportajul următor. Chică. Acum câteva luni, Pavel, în vârstă de 69 de ani, a pășit pragul platoului emisiunii Hai să ne căsătorim, fiind în căutarea sufletului pereche. Prima alegere pe care a făcut-o nu s-a dovedit cea potrivită, așa că bărbatul și-a încercat norocul la o altă ediție a emisiunii. Aici a întâlnit-o pe Anastasia, în vârstă de 71 de ani. Coincidență sau nu, dar cei doi au mai avut o relație anterior, dar din cauza unor neînțelegeri sau
despărțit. Stelele s-au aliniat din nou în momentul în care s-au reîntâlnit, iar acum cuplul este de nedespărțit. Nu, așa era într-o roche frumoasă, cu afură. Am fost oleții șocat și pe urmă mi-a revenit. Așa au fost, cum spune, poate, intersecția a doi care au avut o intersecție și când s-o primit chiară. Când mi-a spus Mirele Pavel, eu m-am pierdut cu totul. Cred că, cum spune, cel de sus, cred că ne-au unit iar împreună. Vă invit. Sine. Invit pe sine. Sunt plini de viață și cu mândrie ne-au povestit despre frumoasa lor relație, care a reînviat după ediția emisiunii Hai să ne căsătorim. Ne ducem la festivități, ne ducem la... Eu mai știu, dacă la nuntă am fost, la o pomincă, la zi de naștere. Vom face un voiaj undeva, sau la mare, sau... Cum o dezmerdați? Năstică. Dar dumneavoastră... Da, eu cum spunea, câteodată să rezic puiul. Ui, Pavel, cam mare pentru pui. Pavel și Anastasia, pereche formată în cadrul proiectului Hai să ne căsătorim, luptă alături de alte 41 de cupluri pentru marele premiu, o foaie de odihnă pentru ambii la mare. Cuplul câștigător va fi ales de telespectatori până pe data de 13 decembrie. Fiți cu ochii pe noi ca să aflăm împreună cine sunt norocoșii. Nu ezitați să fiți chiar voi eroii unicului show matrimonial din țară, completând ancheta pe pagina de Facebook a emisiunii Hai să ne căsătorim sau accesând pagina web căsătorim.md. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gărganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Acest program poate